dacă sunt recunoscător cuiva, repet, sunt familiei mele, în special soției, copilului, că îmi dă o motivație aparte de când s-a născut el, parcă am un extra, așa, știi? Știu că tot ce fac, fac pentru cineva, nu neapărat material, dar pur și simplu așa, vreau ca el să se mândească. Nu știu dacă realizează, e destul de mic acum, dar poate peste ani o să uite și o să zic, el a fost tata, știi? Să se mândească cu mine. I want to dedicate this victory to the one at home, my little baby, my wife. Ce faci, tati? Ce faci, tati? Bine. Da? Acum unde ești? Acum sunt pe drum, iubire. Am terminat. E drum unde? Să mă aștept să nu dorm, bine? Benny is known for the love he has for his family, and they are the ones that make him want to push further. Even though he's in the middle of training camp for one of the hardest fights of his career, he couldn't miss his son's birthday, so he wanted to make it special. În momentul ăsta mă aflu în Spania, sunt în Marbella. Am ales de ziua fiului meu să fac un active break, dacă pot să-i spun așa. De ce îi spun așa? Pentru că, deși e ziua fiului meu și e oarecum o locație de vacanță, eu practic nu sunt în vacanță, mă antrenez în fiecare zi într-o sală de aici din Marbella. Mayweather with the defense. I don't care what a critic gotta say, I got him picking up the pieces. That mean you really playing with your life, I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up, I'm really about to run this, go up. You know it's all net when it go up. Ain't got no other plans, you don't need to understand. Ay, we on overtime, you don't need to understand. Ay, you just show them how to do it. When you don't know what to say, tell me how you plan to win. If you plan to play the same. Moving fast, already gone. Yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog. Just let me relax. Stop assuming, what we doing. Keep it moving, what we doing. Antrenamentul meu este unul specific, adaptat pentru mine de antrenorii mei. Încercăm ca de fiecare dată în toate antrenamentele să lucrăm grupele și lucrurile benefice. Mergem foarte mult pe explozie, nu știu dacă ați observat. Folosim foarte multe mingi medicinale, foarte multe lucruri explozive atunci când folosim Airdyne și atunci când încercăm să antrenăm sistemul energetic. Încercăm să sufocăm, antrenăm respirația, încercăm să avem viteză în execuție, chiar dacă amândoi suntem grei, și când zic amândoi mă refer la mine și la Jamal, lumea ar trebui să vadă nu doar un meci de grei, așa, un meci sloppy, ca meciul să fie unul foarte interactiv, foarte explosiv, chiar dacă suntem doi grei veritabili. După o perioadă lungă de antrenament, mă antrenez de peste 2-3 săptămâni într-un camp organizat în Olanda, multe alte săptămâni în România, așa că un mini active break cred eu că este binevenit. Mă bucur de soare, mă bucur de familie. A avea timp să petrec quality time, să zic așa, cu fiul meu a fost minunat. Am avut activități diferite, am ajuns la grădina zoologică unde am văzut bucuria copiilor când au văzut diferite animale și s-au bucurat, au râs. Cred că această mini-vacanță poate fi un obstacol în drumul meu, pentru că, repet, mă antrenez de două ori pe zi și aici.
Singura diferență este că atunci când sunt în cantonament plecat din România, între antrenamente stau în pat și aici am stat cu familia la piscină sau alte chestii. Active break-ul ăsta cred că este un lucru benefic, nu un obstacol. Pentru că după atâta timp în care am stat singur și m-am focusat doar la antrenament, cred eu că îmi prinde bine a fi departe de familie și a gândi doar antrenament dimineața, la amiază, seara și așa mai departe, poate fi deranjant așa și poate fi aduce o mică monotonie în starea mea de spirit. Faptul că am reușit să petrec puțin timp cu fiul meu, adică undeva la o săptămână așa, în care m-am și antrenat, cred eu că este benefic. I kept the faith, keeping the faith, I know you got it. Yeah, out of my way, give me some space, just family around me. Yeah, putting in work, won't say a word, till they announce it. Ay, determined to get it, I'm focused and driven, what you know about it? Thanks to the sun, ay, you see the melanin. Yeah, we just begun, yeah, in my element. Came through clean looking, like a president. Martinelli pouring, we celebrating with elegance. Yes, it's for the women you see by my side. She gave me reason to fight. Yes, mama, we made it, I know that you're proud. Dad always told me stay true to the route. Da, nu există dubii, sunt ferm convins că voi câștiga. Știu de ce sunt în stare, știu că nu voi ceda. Evident, se poate întâmpla orice într-un meci, pentru că tocmai asta e frumusețea kickboxingului, dar în același timp știu că eu nu o să cedez și atunci când va fi nevoie, și cu siguranță va fi nevoie în meciul acesta, pentru că nu mă aștept să se termine la puncte, el va ceda și nu voi ceda eu.